Mariuca, învăța și cu tractora și nu ci tot. Ce e aceea? Ce e aceea? Ce e aceea? E o jucărie de-a lui oameni. De-a lui oameni. Hai gruia să merem. Tu ce suie de acolo în remorcă cu copiii? Uite-te la gruia cum se uită la tine, amune, dă învățăminte bune. Îți place remorcă, mă. Bravo. Nu stai acolo, să vezi ce fai mere cu remorca, da? Ia la pornire, ține-l de curea să nu se sperie să sară. Haideți și voi la birou. Victor, hai să culegem niște cireașe. Hai mă, ce faci să copi cireașele. Ioi. Cel mai fain e la cules de cireașe că două în găleată și una în gură. Vrei și tu? Da. Nu. Da, trebuie să te sui după ele. Bă, să nu rupi cireșul. Promit. Și din ăsta vreau să mănânce și nepoții tăi. Îmi stau loc în doi și mai. Nu te cred. Vorbești cu numai prostii, dar nu te cred. Na, ce-ai făcut? Te-ai urcat aici așa, mi-ai mâncat cireșile? Păi da. Eu mă urc unde vreau, că e cireșul meu. Salut! Sophie! Are treabă cu pisicile. Stricatul mi-a scara asta. Da. Suntem atenți. Cred că mi s-a întrupit. Ce era să cali? M-a luat entuziasmul cu cireșele și... Și mi-a dat să-mi iau zbor. Rupe picioarele pe acolo. A trebuit să strâng eu singură fânul. Așa ca moșniegi, vezi tu că... Nu, hai să merem, dragilor. Hai, Sophie, hai. Hai ca să vezi ce bine dăm de-a mea, după ce cărăm un pic de fân. Dă mânuța. Hai că merem jos cu remorca. Sau vrei să vii pe jos după noi?
Da. Hai, hai, amu. Vii? Nu facem așa. Hai că trebuie să mergem toți. Dacă mergem în echipă, gătăm mai repede. Imediat mai vreau să vizionez puțin film. Și ce film vizionezi tu imediat? Că vizionăm alt film. Ia. Nu, no, hai că mi-au și una. Numai una, nu, no, ce bine că rămân mâine. Ești la vită, mi-e rămân. Hai de vână, că am scăpat-o pe jos. Da, da. Eu le-am cules și tu le scap pe jos. Nu-ți mai dau. Mișcă. Tu ești... Nu ești pilot încă. Bună zi, e permisul. Nu te auzi. Avion. Avion. Acolo, acolo. Da, da. Lasă cireșele și du-te, bagă caprele înăuntru. Ca să putem deschide firul ăsta. La iarbă și la apă. Lasă-ne în pace. Nu fă tu de astea cu noi. Oprești tu firul? Da. Măi, Victor, adus ai o oiagă pentru apă, mă. Nu ți s-a face sete sau micăra apă cu cana asta? Nu, vin tu după ea. Și rămâi tu cu furca atunci și încarci. Nu, rămâi tu cu furca și încarci. Și la același timp ce faci? Ia. Ce faci? Dai bărbia un pic și nu mă te lingă de nu știi ce e. Râde. Ia uite, uite. No, da, pe am un om. Nu, riu. Hai, o să conduc eu. Am zis că spun eu când pot, că trebuie să trec aici locul ăsta îngust și apoi de la pir încolo te duci tu, bine? Nu, du-te și de remorcă. Mariuca, învăța și cu tractora și nu-ți tot... Ce-i o jucărie de-a lui oameni. De-a lui oameni. Hai, Gruia, să merem. Du-te suie de acolo în remorcă cu copiii. Striga, striga. Gruia, hai, Gruia, hai. Hai sus, hai, Gruia. Hai aici, Gruia, hai. Aici, hai la mine, hai. Hai. Lasă-l tu, Măriuca. Doamne, ver cât te iubește dibolița asta. Ia, fii atent aici cu copilul meu. Ține de curea. No. Ține-l, Victor, de curea. No. Până să-mi vadă, să nu se sperie. No. Du-te, Măriuca. No. Du-te să nu te sperii, Măriuca. Du-te. No. Ia, fii atentă, că pornește. Hai aici, Măriucă, hai! Hai, Dane! Hai, Dane! Hai, fetița-ne! Hai, da, hai! Păi tu de ce nu zici bravo? Tu numai-l comand și după aia nu zici bravo. Nu știu, dar laudă-l să-mi face ceva bun, ca să-l înveți. Măriucă, fii cu minte! Nu stă pe mutre aici, pe mine! Fică, să-ți mai încolo! Mărie, cu pălărie! Măriucă vrea să fugă și ea încolo.
Sofia! Hei! Oh! Îi cheme tu, că ea cu remor care treabă! Uită-te la mine! Te chem de măriu, că am înțeles! Uită-te la mine! Când s-o mai spus! Nu-i porni ce tractorul, faci? Nu te mai ridica în picioare! O să dai cu capul, să nu te mai ridici! Și mă trăprățească! Nu ai treabă! Când te dai jos din tractor, îți ridici picioarele și le treci dincolo, nu te ridici! Uite-te la gruia cum se uită la tine, amune, dă învățăminte bune! Îți place remorca, mă! Bravo! Nu stai acolo, să vezi ce fai mere cu remorca, da? Ia la pornire, ține-l de curea să nu se sperie să sară. Și apoi, când am pornit și vezi, după ce urcăm dâmbuțul ăla, îi dai drumul să vedem dacă stă, da? Da, și după aia mă las pe mine să conduc? Da. Yeah. Da, bă, cum mai conduce cu cerefele astea? Nu, bia, nu te cheame, că nu te mâncă, ia Victor. Ține. Dă-le la Sofia să le țină, că Dadie nu s-a mai cheame de măriuca. Mami, s-a închis gardul după aia. Bine. Nu. Nu mai închidem aici. Tu, Sofia, Măriuca e un copil de 2 ani de zile. Ia să uită acum la tot ce mișcă, ea învață tot ce mișcă. Nu te-ai purta grijă că dacă nu umblă să dea cu capul după tine numai într-o să dea așa, înseamnă că n-are treabă cu tine. Ok. Molins! Atâta te chem, Doamne veri. Sigur că trebuie să fii alertă la ea, da? Nu așa spăriată. Coștie și opri. După ce s-o plimba până s-o sătura el, că o trebuia să oprească de 3 minute. Hai dați încoace. Acum. Sora ta nu se grăbește deloc, dar fânul ăsta cine îl strânge? Tu! Da, da. Voi v-am plimbat până aici, nu-mi așa-i? Da. Haide acolo, păpușa! S-ar trebui și întors, nu numai strâns. Ce rămâne nestrâns, trebuie întors. Cum facem? Da, ca să se poată ploua mâine. Mai bine. Dacă nu-l întorcem și-l mai și plouă, nu mai e bun de nimic. Că nu ce găiești de tătul. Vai, deci așa copii harnici tu. Eu rar mai văd. Unde unde-i vezi tu? Vorbule! Hai, dați tu aici la poză! What? What? Hai! What? Fii atent, eu sunt samurai acum. Eu! Sunt ninja, desculți acum! Hai! Uite să se vede sub fustă, Sofia. Uite câtă energie are fata asta, tu nu mai doare capul. Da, uite-te la mine! Gata, că mi-ți rupe cozile la scule și o plânge după aia. Mă, greu, las frumos, nu vă jucați. Mi-aduc aminte când eram la bunici
de-abia așteptam copil de la oraș fiind să mergem la fân. Bine, asta ne ținea până mereu la prima tură de fân sau maxima a doua. Hai dați înapoi, bă! Și mi-aduc aminte foarte, foarte bine emoția și senzația aia plăcută când trebuia să le strângem tătie și toată lumea să vie, bunica cu mâncarea, bunicul cu una și cu cealaltă. La un moment dat eram mai mare de și mă trimitea, zicea, du-te, Dani, prinde calul, pune hamul pe cal. Era mândru și țanțor nevoie mare. Mă duceam și puneam calul, trebuia, avea bunicul un singur cal, cam cașa meu, un timp mai mărișor. Trebuia dat calul, puneai hamul pe el, după aia de ei ziceai că te cal, țuri căluț, țuri calule, țuri chiancule. Du-te și greblează, Victor, și lasă neamul să povestim. Avea două rugițe bunicu și trebuia să-l iau pe Iancu, așa îl chema pe calul bătrân al lui bunicu. Și ziceam, țuri chiancule, țuri chiancule, până se băga între cele două rugițe, îi prindeam frumos fiarele lanțurile de chișapău. Și apoi stăteam și țineam calul de pleie. Trebuia să vie bunica din casă cu mâncare, trebuia să vină bunicu și ce mai aduceau, sape, greble, furci, de pe unde le adunau de până toată gospodăria. Și era o emoție și o situație foarte, foarte interesantă și plăcută. Notat cam așa se întâmplă treburile și am un 2024 în Maramureș la noi, numai că avem un căluț care face un pic de gălăgie mai scandaloasă. Avem niște copii care tot la fel ar face altceva, că s-ar juca, s-ar da pe leagă, n-ar mânca cireșe, s-ar scărtina oare unde, când e vorba de a mere la fân. Dar le place tare mult. Câteodată trebuie să-i mai, încurajăm. Așa, nu-mi Sofia? Place, urăsc. Urăsc fânul, dar ce-ți place ție? Desenele. Super. No, lasă că până la desene trebuie să strângem fânul. Și ce lecție importantă le dai tu acum copiilor ăștia, ăstora? Că indiferent că în lume nu faci, niciodată nu a fost să facă un om numai ce iubește. Întotdeauna faci și lucruri pe care s-ar putea să le urăști. Da, noi ne silim în fiecare zi să educăm pe copiii ăștia la țară trăind. Eu cred că e cea mai bună educație pe care o pot primi. Și cel mai important lucru pe care încercăm să-i învățăm este faptul că totul se obține prin muncă. Pentru că vorbeam astăzi cu un prieten și povesteam despre animale, despre albine, despre una, despre alta. Orice am încercat noi până acum, totul se face cu mari sacrificii și cu mare trudă, ca la final să ai niște roade de care să fii mulțumit, dacă ești om cu socoteală și om cu minte la cap. Dar nu sunt acele roade niciodată roade fabuloase să zici, vai de mine ce m-a binecuvântat Dumnezeu, de zici că eu sunt pentru tot satul am produs eu. Nu, dragilor, fiecare lucru pare că îl facem. Fiecare lucru pe care îl facem are provocările lui, cum suntem acum că se pregătește din nou de ploaie. Fânul ăsta l-a plouat deja o tură. Aproape o săptămână întreagă. L-a plouat o tură lungă, că l-a plouat vreo 4 zile de când l-am cosit într-una. Și încă nu-i mucegăit, încă nu-i distrus. Mai vin niște ploi pe mâine și o să-l strângem și o să-l ducem în adăpost să-l mănânce animalele în timp ce se scutesc ele de ploaie. Așa e viața la țară și așa e viața întreagă, trebuie să fie cu muncă, cu sudoare și cu pasiune și până noi ne ajută că facem ce ne place. Și suntem motivați de satisfacțiile pe care le avem trăind la țară. S-ar putea câteodată poveștile noastre de la țară să vi se pară idilice și vai ce frumos s-o plimba gruia cu tractorașul și vai Sofia ce frumos s-o simțe și ce entuziasm și ce emoție o trăie aia că o veni măriuca că tăia și ba o mănâncă, ba o linge, ba una, ba alta. Asta e viața adevărată pe care noi o trăim la țară și vă încurajăm să ne urmăriți dacă nu sunteți urmăritori ai canalului Orășan la țară. No, am o întrebare pentru voi. Când ați fost la țară și ați pus mâna la muncile câmpului, la fân în cazul de față, vă plăcea sau nu vă plăcea? Vă plăcea la greblă și la furcă sau sunteți ca copiii noștri care mai degrabă nu? Să știți că mie mi-a plăcut întotdeauna și în momentele astea parcă e relaxant. Mai ales că știm că de aici ne vine mâncarea, la animale și la noi. Așa că așteptăm răspunsurile voastre în comentarii. Și hai să continuăm treaba, Victor, că mai avem de adus, vă dau 3 remorci. De tu, de el. Stai că zic numai până la 1 știu număra. Da. Hai să mergem, că v-ați hodinit. Măcar până la 3. Până am bătut eu din gură aici, ce bine v-ați hodinit. Măcar până la 3. Să nu-ți mai trag mâna.
Hai sus, Victor. Ia aici, trebuie să stai. Nu, stai să vezi că până acolo sar. Sar tu până aici. Nu fă cum te-ai imaginat. Stai așa că poate să mai lasă, dacă mai sar eu pe ea. Mi-am pierdut o batistuță, mă bate mămica. Cine o are să-mi o teie, că-i sărcurița. Batista-i parfumată, se află la o fată, la o fată frumoasă, pe care o iubesc. No, hai, Victor, să vedem dacă s-o așezat un pic. Ce faci, mă? Direct, hoașe, bun, ai văzut. Bravo, no? Cum te așezi, pe burtă sau pe spate? Fie cum. Poftim. Bun. Ne trebuie o furcă să ducem cu noi și plecăm. Hai, dar și voi la birou. Nu, că numai noi suntem băieți suficient de curajoși să facă treaba asta, Victor. Că ai ales mai fricoase. Vigeai tu și din urmăritor. Serios? Și eu n-am mai făcut-o. Vigeai tu și din urmăritor că mulțor zice, vai, ce curajos a fost Victor, dar eu n-aș și avut curaj. Dă-te mai spate un pic. Mai spate un pic, așa, și furca asta dacă o ții trasă în jos, ea stă fixată acolo, nu iese, da? Te poți să-mi un chidea, nu musai așa tare. Uite așa poți să ții cu cotul, ia cât e cât. Și vezi că nu mereu nici mai întâlnit. Uită-te în față, mă! Du-te, uita în spate! Filmat acum vreo 3 ani chestia asta și era de postul negata, aici erau caprele, un tir de tablă pe deasupra. De atunci am mai înaintat un pic, dar de cu tractoreșul ăsta ne descurcăm, cu tractorelul ăsta. Cu tractorelul ăsta din nou Kinder ne descurcăm și ne-a ajutat domnul în cumpăra unul mai mare în curând, dar până atunci trebuie să fim mulțumiți cu ce avem. Hai, da jos, copii, să poți să descar. Ia, caprele din răbdătoare. Dă mâna. Stai. Nu, fetiță. Ești fetiță, dar nu înseamnă că nu te pot ajuta. Dacă ați ajuns până aici, vă mulțumim tare mult că v-ați uitat la acest video. Suntem aproape de final și vă rugăm să ne lăsați un comentariu în partea de jos, pentru că le-o citim cu mare interes, și neapărat să ne ajutați cu un like, pentru că nu vă costă nimic și avem nevoie de like-urile voastre pentru a ajunge la o audiență cât mai frumoasă, cu oameni care apreciază traiul la țară așa cum îl trăim noi. Așa că ne bazăm pe voi, like-urile voastre contează, le mulțumim și membrilor canalului care ne susțin în fiecare lună. Dacă vreți să deveniți membri, aveți butonul alăture în partea de jos. Vă salutăm și ne vedem la următorul videoclip.